O reglementare legislativă făcută de președintele României spune că și alți medici de alte specialități medicale pot presta servicii de medicină de familie. Asta ar însemna o concurență între medicii de familie și medicii specialiști din alte specialități. Iată cum văd medicii de familie din rural și din urban, dar și politicienii, această lege care nu are încă norme de aplicare. E o mare prostie. Nu știu cui aparține. Nu știu cui aparține. Dar asta e o mare prostie. Pentru că medicina de familie este o specializare medicală. Nu este o medicină generală. Lumea mai confundă încă medicina de familie cu medicina generală. A făcut 6 ani de medicină și gata, medic de familie. Nu. Ca să fiu medic de familie, eu am făcut încă 3 plus 1 ani. Un an de stagiatură și încă 3 ani de rezidențiat. Deci, nu am ajuns medic de familie doar pentru că am făcut medicină de familie. Am făcut încă o specializare de 3 plus 1 ani. Și atunci, nu cred că e normal ca să vină un alt medic care a făcut o specializare în alt domeniu să facă medicină de familie. E ca și cum eu, ca medic de familie, ar vrea să devin cardiolog, să devin pediatru, să devin altceva. Nu e normal. Nu e normal. Fiecare cu ceea ce a învățat, cu ceea ce a specializat. Și cred că asta e normal să se facă fiecare bucățică lui pe care o știi și pe care o învățat-o și care este certificat. Mie frică de prostia asta. Pentru că o să zică europenii, băi mai ce faceți? Ați dat peste cap sistemul medical. Ceva nu se poate. O să vă tăiem din fondul, să punem penalități pentru așa mea prostie. Mi-e frică de asta. Dacă se pune asta în practică, sigur, europenii vor reacționa, pentru că la ei medicina de familie este recunoscută ca medicină de specialitate. Și la noi este. Dar unii nu vor să recunoască treaba asta. Și atunci vin cu ideea de genul ăsta că un medic, nu știu de care, poate fi medic de familie. Nu. Credeți că vor fi stimulați medicii specialiști să vireze către medicină de familie? E o întrebare și a doua. Credeți că medicii de familie n-ar putea percepe această reglementare ca luându-le pâinea de la gură? În această clipă, da, vor considera foarte mulți că li se ia pâinea de la gură și recunosc acest lucru, dar peste 10 ani nu vor mai fi. Deci dacă ne uităm un pic câți tineri aleg medicina de familie sau câți rămân să devină medici de familie, atunci trebuie să ne punem întrebarea cum asigurăm asistența primară în toată țara. Pe de altă parte, foarte probabil printr-o astfel de modificare o să scadă fluxul de pacienți către unitățile cu paturi. Și încet, încet, și să știți că suntem codași la acest capitol. Cred că avem printre cei mai puțini medici de familie nespecialiști în alte domenii. Pentru că peste tot în lume, ăsta este trendul. Să ai cât mai multe specialități ca să poți rezolva cât mai multe cazuri ce pot fi rezolvate în condiții de ambulator dacă ai pregătirea profesională și dacă ai dotarea aferentă necesară. Și doar acele cazuri ajung la instituțiile cu paturi care, într-adevăr, doar acolo pot fi rezolvate din diferite motive, că e o problemă de dotare sau cazuistica este așa că necesită, sau starea pacientului. Dar de undeva trebuie să o pornim. România se confruntă cu un mare deficit de medici de familie. 328 de localități din țară nu au niciun medic de familie. Datele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie arătau în 2020 că mai mult de jumătate din localitățile din țara noastră nu au niciun medic de familie sau au medici de familie insuficienți. Noi știm că sunt multe zone deficitare care cu deficit de medici de familie sunt zone neatractive pentru medicii de familie, pentru că la toți ne e greu, dar cei care sunt în anumite zone chiar au o situație cu totul dificilă. Vorbim de rural, de rural îndepărtat, de zonele din urbanul mic, unde sunt mulți pacienți neasigurați,
da? Unde accesibilitatea la servicii de altă specialitate este dificilă. De bună seamă, colegii din alte specialități, dacă vor face specialitatea de medicină de familie, sunt bineveniți în rândul nostru și chiar e important dacă vor dori să se implice în toate aceste zone care sunt deficitare în ceea ce privește medicii de familie. Gândiți-vă numai în Delta câte posturi libere de medic de familie sunt. Gândiți-vă că un medic, să zicem, să luăm un medic pediatru, un medic cardiolog, trece de la cardiologie pediatrică, trece la medicină de familie. Va merge la țară? Nu cred. E o utopie. Utopie se crede că fostul cardiolog, fostul pediatru o să meargă la țară. Nu, asta e o utopie. N-ar să ne amăgim singuri, să ne îmbătăm cu apă rece, să zicem, o să meargă la țară, face medic de familie și meargă la țară. Nici când. Asta e o utopie și clar, nu e o soluție viabilă. Soluția viabilă este motivarea medicilor de familie tineri să meargă la țară. Asta poți să o faci financiar. Cu un procent adecvat medicii de familie și cu un spor de rural. Medicina de familie nu mai este o specialitate atractivă? Sunt foarte mulți tineri care, după ce termină rezidențiatul de medicină de familie, se încep un alt rezidențiat. Nu-i treaba mea, nu-i treaba noastră aici acum să știm de ce, dar există, știi, până la urmă, profesia de medic rezident. Profesia de medic, adică toată viața ta activă, mergi dintr-un rezidențiat în altul, plătit de stat. De ce ar fi, acum zic și eu, îmi pun întrebarea aceasta. Deci da, dacă acești medici, sigur că da, de ce nu? Orice medic are dreptul să facă orice specialitate și eu pot să fac, dacă mi-aș dori acest lucru, specialitate de chirurgie plastică și să mă apuc de chirurgie plastică. Nu pot să asimilez cu totul, adică oricât ne-ar desconsidera cineva, există anumite elemente specifice. Acele norme ar trebui să stabilească foarte clar care sunt condițiile în care, cum își obține a doua specialitate, cea de medic de familie, care este curricula, ce se recunoaște, ce nu se recunoaște, dar și în același timp crearea condițiilor de finanțare. Noi acum avem niște reglementări care de multe ori contravin concurenței. Da? În mod normal, atunci când vorbim de necesitatea introducerii finanțării pe rezultat, asta înseamnă că trebuie să avem niște indicatori de rezultat și în același timp să avem și condițiile prin care cel care lucrează mai mult sau mai eficient să-i punem la dispoziție resursele necesare. Astea sunt acele elemente în baza cărora ar trebui să ne mișcăm și luate o astfel de decizie. De undeva trebuie să începem. Iar atunci când vă spun de necesitatea indicatorilor de performanță în activitatea medicală în general, dar mai ales la nivelul programelor naționale, ele trebuie să stea la baza repartițiilor sumelor disponibile. Am integrat în Europa și ne-au obligat să respectăm niște curricule. Și acum să venim să spunem, știi, noi facem o excepție de la curriculă și dăm voie unui alt specialist să facă medicină de familie. Nu e ok.